Era luna aprilie 1910. Ca niciodată, vânzarea de telescoape a atins o cotă fără precedent, pentru că toată lumea dorea să vadă evenimentul unic. În dreptul Pământului avea să treacă cometa Halley. Hotelurile organizau vizionări de pe terasa de sus, iar cei mai mobili făceau excursii la munte ca să o vadă cu ochiul liber pe un cer curat. Ca orice cometă, cometa Halley are un nucleu format din mici bucăți de rocă, multă gheață, dioxid de carbon, amoniu și mult praf cosmic. Haloul care înconjoară nucleul cometei are un diametru de 100.000 de kilometri. Iar coada cometei, alcătuită din molecule ionizate de gaz, are o lungime de până la 100 de milioane de kilometri. Nu toată populația Americii era încântată de cometa Halley. Mulți o priveau ca pe un semn al sfârșitului. Teama lor a fost exacerbată prin declarațiile astronomului francez Camille Flammarion. El descoperise că în coada cometei se găsesc și gaze cianogene. Acestea, spunea el, vor impregna atmosfera și foarte posibil că vor stinge orice viață de pe planetă. The New York Times a publicat teoria apocaliptică a lui Flammarion. Alte ziare au preluat predicția hiperbolizând scenariul catastrofei. De acum, mulțimile au început să ia cu asalt magazinele pentru măști de gaze. Pe la colțuri, șmecherii vindeau pilule anticometă. Prevăzătorii își astupau curacheii ca să emetizeze refugiul, iar bisericile, pline până la refuz, oficiau slujbe non-stop. O mare redeșteptare religioasă a avut loc doar până pe 19 mai, când Pământul a ieșit din coada cometei. Fericiți că fusese doar o alarmă falsă, muritorii au sărbătorit cometa Halley cu mici și bere și s-au întors la căile lor obișnuite. În fundal, istoria provocată de cometa Halley ne aduce în prim plan o confruntare dintre două autorități. Pe de o parte, este autoritatea omului de știință, a cărui opinie e întotdeauna greu de contestat. Când savantul zice că vine sfârșitul, trebuie să le iei în seamă. Iar pe de altă parte, este autoritatea lui Dumnezeu. E de mirat cum de duhovnicii, martorii acelor zile de angoasă, n-au vestit mulțimilor ce spune Biblia despre sfârșitul lumii, și anume că el nu va fi provocat de vreun asteroid, vreo gaură neagră sau vreo altă catastrofă naturală, ci de revenirea în glorie a lui Iisus Hristos. Că revenirea lui Iisus Hristos va marca doar sfârșitul păcatului și a morții de pe pământ, în timp ce aceia care îl așteaptă vor începe să trăiască veșnicia. Groaza nu e metoda prin care Dumnezeu se adresează oamenilor. Când El vorbește, omul poate auzi susurul său blând în conștiință. Ei, cometa Halley va reveni abia în iulie 2061. Deocamdată însă, vorbește conștiința. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.